Bună ziua și bine v-am găsit! Haideți să vedem ce ne rezervă astrele pentru ziua de astăzi, joi 31 august. Avem astăzi un aspect de lună plină în Pești, sau altfel spus, luna din Pești face o opoziție cu Soarele din Fecioară. Este o lună plină conjunctă cu Saturn, planeta limitărilor și a restricțiilor. Ca orice aspect de lună plină, ne invită să ne conectăm mai profund cu propriile emoții și cu planul spiritual și de asemenea să investim timp și resurse în a păstra un echilibru psihoemoțional cât mai bun. Haideți să vedem care este impactul asupra fiecarei zodii în parte. Berbec. Luna plină din Pești activează axa sănătății fizice și psihice, îndemnându-te să investești timp și resurse în a-ți întări echilibrul psihoemoțional în următoarele zile, îmbrățișându-ți vulnerabilitățile. Este important să fii blând și înțelegător cu tine, dar și selectiv cu relațiile sau interesele tale, alegându-le doar pe acelea cu care rezonezi și pe care te poți baza. Taur. Sectorul proiectelor de viitor, al aspirațiilor și al prieteniei găzduiește luna plină din Pești, care ridică semne de întrebare vis-a-vis de o relație romantică, un proiect colectiv sau chiar de o relație de prietenie. Saturn îndeamnă la o abordare serioasă și realistă, aliniată cu perspectivele tale pe termen lung, dar care trebuie să respecte și unele obligații sau sarcini pe care le ai. Gemeni. Cu luna plină din Pești, în sectorul carierei, al imaginii și autorității exterioare, interacțiunea pe plan socioprofesional este ușor îngreunată. Poate ești nevoit să te conformezi unor reguli sau unei perspective mai conservatoare a unui șef, în condițiile în care doreai să fii mai liber în modul în care îți manifesti creativitatea. Rămâi totuși flexibil și intuitiv. Rac. Dezbaterea unei chestiuni contractuale, a unui plan de călătorie, admiterea la o formă de învățământ superior sau o cale de dezvoltare personală, oricare dintre acestea poate fi vizorul lunii pline din Pești. Saturn poate înceteni procesul, punându-ți la îndoială unele convingeri, însă unele sfaturi sau abordări mai non-conformiste pot fi extrem de avantajoase. Leu. Sectorul investițiilor financiare sau emoționale este gazda lunii pline din Pești de astăzi, care te îndeamnă să abordezi acest sector într-un mod precaut și realist. Chestiuni de ordin financiar sau care vizează îmbunătățirea intimității sau o conexiune cu un partener vor fi în vizorul tău. Și cu cât ești mai deschis la noi idei, cu atât se pot găsi metode mai bune de rezolvare. Fecioară. O colaborare profesională sau o relație sentimentală va fi testată grație lunii pline din Pești, care scoate la iveală chestiuni care au nevoie să fie rediscutate, precum gradul de compatibilitate sau valorile și obiectivele comune. Disponibilitatea emoțională a celuilalt poate să fie redusă, fapt care te determină să te repoziționezi, astfel încât să găsești o variantă care să ți se potrivească. Balanță. Luna plină din Pești activează sectorul muncii, al sănătății, al obligațiilor și al sacrificiilor, îndemnându-te să ai mai multă grijă de tine, atât fizic cât și emoțional. Orice te supra-solicită trebuie gestionat cu atenție, astfel încât să păstrezi un echilibru psihoemoțional sănătos. Reflexoterapia poate să fie de ajutor, dar și orice formă de terapie holistică. Scorpion. Sectorul creativității, al copiilor, al plăcerii și al iubirii este gazda lunii pline din Pești. Ea scoate la iveală unele dificultăți care stau în calea fericirii tale, ridicând semne de întrebare în privința obiectivelor pe termen lung. Dacă ești nemulțumit în privința unei relații de iubire sau de modul în care îți exprimi creativitatea, fii deschis către noi moduri de a aborda situațiile. Săgetător. O situație de natură emoțională care impactează și modul în care ești perceput profesional, o sarcină domestică sau grija față de un membru al familiei, oricare dintre acestea sunt în vizorul lunii pline din Pești. Evită tendința de a te lăsa pradă unor emoții care generează confuzie și fi deschis la noi metode de rezolvare apelând la ajutorul persoanelor potrivite. Capricorn. Tot ce vizează comunicarea, negocierile, un plan de călătorie, modul în care transmiți un anumit mesaj, promovarea unor cursuri sau evenimente, poate întâmpina unele greutăți odată cu luna plină din Pești. Va trebui să-ți păstrezi răbdarea și perseverența, să cultivi un mindset pozitiv și să fii creativ în a găsi altfel de metode prin care să-ți atingi scopurile. Vărsător. Aspecte care vizează banii la comun într-un parteneriat, o anumită investiție, valoarea unor lucruri, stima ta de sine, oricare dintre acestea, se poate afla în vizorul lunii pline din Pești, care îndeamnă să rămâi realist în privința modului în care îți gestionezi resursele. Reajustarea unor cheltuieli sau renunțarea la un lucru care doar consumă bani poate să fie o idee bună. Pești. Luna plină din propriul tău semn de astăzi scoate la iveală orice fel de probleme care există într-un parteneriat, indiferent de natura lui. Conjuncția cu Saturn îți ia un pic din energia sau încrederea în celălalt, mai ales dacă nu consider că ești apreciat financiar sau emoțional așa cum ți-ai dori. Un schimb de idei neașteptat se poate dovedi interesant. Acestea au fost previziunile pentru ziua de astăzi. Să fie o zi minunată!